Efeseni 4, 11. 4, 11. Efeseni 4, 11, pagina 1147. Și El, Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Atenție, mincinoși! Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră, mânioșilor, nevoșilor. Asta e verset pentru nevoși. Și să nu dați prilej diavolului. Atenție, hoții! Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru, din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Amin. Știți că viața care învinge este formată din trei ingrediente. Credință, speranță și dragoste. Dar cea mai mare dintre toate este dragostea. Amin. Amin. Credință, speranță și dragoste. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Amin. Când un credincios hotărăște să trăiască prin credință, cu nădejde și prin dragoste, să se pregătească pentru biruință. Pentru că viața care învinge are aceste trei lucruri în ea. Credință, nădejde și dragoste, slavă lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu mi-a pus pe inimă la studiu din această după-amiază, din această seară, mi-a pus pe inimă un subiect care este foarte important pentru fiecare dintre noi. Și subiectul meu și al nostru se găsește în Efeseni 4:30. Și în Efeseni 4:30, text pe care l-am citit, bine, am citit mult mai mult, am vrut să citim cu un anume scop, că știu că unii nu prea citit Scriptura acasă, din cauza aceasta am citit mai mult aici, în casa Domnului, ca să nu rămânem flămânzi spiritual,
Însă în Efeseni 4:30, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Amin. Amin. Și studiul din această seară la adevărul incomode, la seria aceasta adevărul incomode, ne vorbește despre puterea părtășiei cu Duhul Sfânt. Există un alt verset foarte important în 2 Corinteni, la capitolul 13, și în 2 Corinteni, la capitolul 13, cuvântul Sfânt ne spune un lucru pe care unii dintre noi tindem să îl uităm. Și în 2 Corinteni 13:14, Biblia zice așa: Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh, sau părtășirea, sau împărtășirea cu Sfântul Duh, să fie cu voi, cu toți. Amin. Este una dintre benedicțiile pe care liderii și pastorii le folosesc destul de des în rugăciunile lor. Însă Apostolul Pavel scrie așa: Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin. Amin. Cum vă simțiți când sunteți întristați? Nu răspundeți cu voce tare toți. Din punctul meu de vedere, după cum eu înțeleg lucrurile, întristarea este o formă de durere profundă. Este o formă de jignire profundă, foarte dureroasă. Pentru că vine din partea unui apropiat. Să știți că întristarea nu vine de la un om. Întristarea nu ți este produsă de un om care te înjură pe stradă. Ăla te mai enervează un pic, te tulbură. Întristarea însă este o formă profundă de jignire, de îndurerare. Este o durere foarte mare, interioară. Dă un pic volum în mine. Este o durere interioară pentru că vine de la cineva drag. Vine de la cineva apropiat. Vine de la cineva pe care îl iubești. Din cauza aceasta, întristarea este foarte dureroasă. Întristarea este mult mai periculoasă, mi-aș permite eu să spun, întristarea este mult mai periculoasă și mult mai dureroasă decât o izbucnire de mânie, decât o izbucnire de tulburare, decât o criză de nervi. Însă, în textul pe care l-am citit din Efeseni, capitolul 4:30, cuvântul lui Dumnezeu spune: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Faptul că Duhul Sfânt poate fi întristat demonstrează că este o persoană. Unii dintre noi avem impresia că Duhul Sfânt este o putere sau un lichid pe care îl mai torn câte un pic în rezervor, știi, ca să mai mergi un pic. Duhul Sfânt nu este o putere și Duhul Sfânt nu este un lichid. Unii dintre noi ne rugăm așa: Doamne, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, Doamne, mai dă-ne din Duhul Sfânt. E ca și când știi, Duhul Sfânt este un lichid pe care cineva îl toarnă în rezervorul mașinii tale, al ființei tale. Nu știu dacă ați găsit vreodată în Biblie rugăciunea: Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Vă rog să faceți un studiu și să sezizați. Nu vă spun eu, dar m-aș bucura să aveți unii dintre dumneavoastră ambiția sau dorința sau foamea să faceți un studiu în Biblie și să vedeți dacă cineva în Biblie s-a rugat și a cerut: Doamne, te rog, mai dă-mi din Duhul Sfânt. Doamne, te rog, umple-mă cu Duhul Sfânt. Vă las o săptămână până joia viitoare, dacă Dumnezeu va voi, să faceți studiul acesta personal. Să nu vă dau mână în gură, ci să facem un studiu personal să vedeți dacă cineva în Biblie sau dacă rugăciunea: Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, este potrivită, dacă este corectă, dacă este înțeleaptă și dacă este biblică și dacă este bine să ne rugăm sau să folosim. Însă faptul că Duhul Sfânt poate fi întristat demonstrează că nu e un obiect, ci este o persoană.
Am fondul ăsta. Dom'le, pot să-i trag niște ciocane și niște topoare și să fac și niște cuțite și să tot să-l sparg, că nu-l întristez. Este un obiect. Doar o persoană poate fi întristată. Dumnezeul nostru este format din trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Ei, Dumnezeu poate fi întristat, Fiul poate fi întristat și Duhul Sfânt poate fi întristat. Și Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o persoană. Asta spun toți teologii și asta deducem din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă veți citi cu atenție prin Noul Testament, veți vedea că Duhul Sfânt vorbește, comunică. Duhul Sfânt, prin faptele apostolilor, le-a spus lui Pavel, lui Petru, puneți deoparte pe cutare. Faceți cutare. Duhul Sfânt este o persoană care vorbește, care comunică, care este întristată din când în când. Însă, de ce este atât de grav să-L întristăm pe Duhul Sfânt? Vă rog să nu uitați studiul din această seară la aceste adevăruri incomode pe care vrem să le învățăm, pentru că ele sunt pentru binele nostru. De ce poate fi întristat Duhul Sfânt? Duhul Sfânt poate fi întristat pentru că are sentimente. Doar cineva care are sentimente poate să fie întristat. Și asta, faptul că Duhul Sfânt poate fi întristat, ne mai spune încă ceva. Știți, în general ne întristăm când ne pasă de cineva. În general ne doare când iubim pe cineva. În general simțim întristare atunci când realmente țin la cineva. Și asta înseamnă că Duhul Sfânt ne iubește. Duhul Sfânt este o persoană care ne iubește, care are sentimente. Pentru că, repet încă o dată, doar cineva care iubește poate să fie întristat. De exemplu, soția mea săptămâna trecută m-a întristat. Mă rog, dau un exemplu. Nu mi-aduc aminte, dar cândva m-a întristat și da, acum e ocazie. Să spun că m-a întristat. Dar știți de ce m-a întristat? Pentru că, de ce am simțit întristare? Pentru că o iubesc. Știți de ce? Știți, eu săptămâna trecută și eu am întristat-o pe ea, dar ea nici mai știe, i-a trecut. Dar știe, știe. Dar văzut ce memorie. Ce memorie bună. Am văzut că nu mai știe. Da, da, așa. Da, 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 uite. Dar știți de ce am întristat-o? Pentru că mă iubește. Că dacă nu mă iubea. Și cred că iar am tras una lui Franco din cauza aia am întristat-o. Însă, cățelul ei. Însă faptul că ești întristat, demonstrează că îți pasă. Demonstrează că iubești. Demonstrează niște sentimente speciale. Lucrarea Duhului Sfânt. Și acum aș vrea să învățăm câteva chestiuni foarte importante, fraților. Cine poate să-L întristeze pe Duhul Sfânt? Să știți că nu oricine poate să-L întristeze pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu poate să fie întristat de cei din lume. Duhul Sfânt, din nefericire de cei din lume, Duhul Sfânt poate fi ulit, dar nu poate fi întristat. Duhul Sfânt nu poate fi întristat de cei din lume. Singurii care pot să-L întristeze pe Duhul Sfânt sunt credincioșii. Din nefericire, singurii care pot să-L întristeze pe Duhul Sfânt sunt copiii lui Dumnezeu. Din nefericire, singurii care putem să-L întristăm pe Duhul Sfânt, ori în altă parte, Apostolul spune, nu stingeți Duhul, nu-L întristați pe Duhul. Și aici, în cazul acesta, spune, nu-L întristați pe Duhul. Și într-o altă parte, din Noul Testament, Apostolul spune, nu stingeți Duhul. Însă, singurii care pot și putem să-L întristăm pe Duhul lui Dumnezeu, frați și surori, suntem noi, cei ce am fost pecetluiți de Duhul lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Scriptura încă o dată, în 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Doamne, fii slăvit că suntem pecetuiți. Însă cel ce ne-a pecetuit pentru ziua răscumpărării. La ce se referă aici Apostolul Pavel? Știți? Noi suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, prin sângele lui Iisus Hristos. Suntem mântuiți. Într-un anume fel, suntem și răscumpărați. Însă, în versetul acesta, adică răscumpărat înseamnă cumpărat de două ori. Însă,
versetul acesta, apostolul Pavel vorbește despre o altă zi. Când nu numai Duhul este răscumpărat, că Duhul nostru este deja răscumpărat, dacă suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt. Însă, apostolul Pavel vorbește despre o altă zi, o altă zi finală, când Duhul nostru, dar și trupul nostru vor fi răscumpărate. Aia se referă la învierea morților, așa mă gândesc eu, că se referă la învierea morților când nu numai Duhul meu este răscumpărat, dar și trupul meu este răscumpărat. Știți? Noi am fost mântuiți în ziua nașterii din nou, am fost mântuiți. Noi suntem mântuiți, dar vă dau o veste bună. Noi vom fi mântuiți. Și vom fi mântuiți, fraților, știți, când vom fi mântuiți pe deplin. Și asta înseamnă răscumpărare. Pentru asta am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Când trupul, când toată ființa mea, când trupul, dacă nu va veni Domnul Iisus Hristos, știți, dacă Iisus Hristos va veni în curând, înainte de moartea noastră, vom fenta moartea, știi? Și ajungem din viață la viață. Doamne ajută! Amin. Amin. Dar dacă nu va veni Domnul Iisus, curând, nu puneți toți privirile în jos. Dacă nu va veni Domnul Iisus, iată, toți vom muri. Toți vom muri. Nu ne place. Astăzi am omorât niște albinuțe. Iarăși vreo 6 albinuțe am omorât. Înainte de slujbă, unii ați văzut cum le parfumam. Și știți că am avut așa o senzație neplăcută, că știam că sunt albinuțe. Dacă erau viesc, era o plăcere. Dar ăștia, la albinuțe, nu deloc, deloc plăcere. Așa, cu un sentiment neplăcut, le-am gazat. Dar dacă nu va veni Domnul, toți vom muri. Știți la ce se referă? Dar nu vă întristați foarte tare. Nu vă speriați de moarte. Pentru că auziți ce zice Scriptura, că Duhul lui Dumnezeu ne-a pecetuit pentru ziua răscumpărării. Și ce înseamnă asta? Că dacă sunt în Hristos și mor în Hristos, cândva și trupul meu va învia. La asta se referă aici apostolul Pavel, că spune, nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și Duhul meu, și sufletul meu, și trupul meu sunt pecetuite pentru împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Adică sunt ștampilat, sunt marcat, și asta este direcția, eu deja sunt pecetuit, situația mi este pecetuită, starea mi este pecetuită, siguranța mi este și ea rezolvată și marcată, pentru că numele meu este scris în împărăția lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Dar ceea ce face pecetuirea, ceea ce mă ștanțează, ceea ce mă marchează, este Duhul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Acum, de ce am învățat că nu lumea îl întristează pe Duhul, ci credincioșii îl întristează pe Duhul. Să vă spun acum, în partea finală a studiului din această seară, să vă spun un lucru pe care îl consider teribil de important. De ce în viața unora dintre noi nu se întâmplă aproape nimic bun? Să vă spun de ce în viața unor biserici nu se întâmplă aproape nimic bun. Știți de ce? Pentru că există unii credincioși și există unele biserici care nu au părtășie cu Duhul Sfânt. Îl întristează în continuu. Dar cum? Când eu sunt întristat pe fiul meu, pe șmecherașul ăla care este în vacanță și mă tot rog pentru el, Domnul să se îndure pe el. Să se luăm mai găsa și bunicele. Hai, hai. Zicea cineva, cam filme. Rugăciuni serioase. Dar mă rog și pentru Lavinia, care e în bacalaureat acum, serios, mă rog și pentru ea și pentru alți câțiva care mi-au cerut expres, mă rog. Însă când fiul meu face o boacă și credeți-mă, mai face. E normal să facă. Adică nu e normal. E anormal să facă, dar noi atât de mult ne-am obișnuit cu anormalitatea încât a devenit normalitate. Doamne, iartă-ne! Însă fiți atenți. Când fiul mă jignește,
categoric mă întristez. Imediat mă întristez. Și după ce mă întristează, vine și îmi cere și tata, dă-mi și mie un milion de lei. Crezi că îi dau? Îi dau sfaturi. Aia îi dau. Îi dau sfaturi. Și îi dau sfaturi puternice. Însă mai înțeleg ceva. Când fiul mă întristează și știe că m-a întristat, să mă mai spun ceva, nici nu vine să înceapă. Că știe că nu merge șmecherie. Când însă fiul este în relații bune cu mine, Doamne, poate să-mi ceară orice, că îi dau orice. Dar cum, aș vrea să învățăm de aici și asta se întâmplă cu fiecare dintre noi. La un anumit nivel. Acum, fraților, când am părtășie cu Duhul Sfânt, și imediat o să învățăm ce înseamnă. Când am părtășie cu Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt nu este întristat, eu am puterea Duhului Sfânt în viața mea. Când Duhul Sfânt însă este întristat, viața nu funcționează. Viața spirituală nu funcționează și n-am plămâni spirituali atunci când am întristat Duhul Sfânt. Și mă chinui, și mă chinui, și sunt în coșmar, nu pot să fiu în cântare. Când întristez Duhul Sfânt, nu funcționează pocăința. Și când funcționează pocăința? Când am părtășie cu Duhul Sfânt. Fii atent, când îți este greu să te rogi, sigur, Duhul Sfânt este întristat. Când îți este greu să vii la casa Domnului, sigur, Duhul Sfânt este întristat. Pentru că Cel ce îmi dă putere să fac lucruri supranaturale, este Duhul Sfânt. Amin. Amin. Acum, fraților, eu nu sunt mai deștept ca dumneavoastră. Unii poate că sunteți mai deștepți ca mine. Dar eu sigur nu sunt mai deștept decât dumneavoastră. Ce înseamnă totuși să-L întristez pe Duhul Sfânt? Răspunsul este în textul pe care l-am citit. Ce înseamnă să-L întristez pe Duhul Sfânt? Pentru că Apostolul Pavel spune, nu întristați pe Duhul Sfânt. Și o să trebuiască să citim lista pe care ne-o dă Apostolul Pavel. Pentru că Apostolul Pavel ne ia de la vicii naturale și ne ridică la virtuți supranaturale. Știți ce îl întristează pe Duhul Sfânt? Noi suntem templul Duhului Sfânt. Amin. În momentul când am fost născut din nou. În momentul când Domnul Iisus Hristos a venit în inima mea, El a adus pe Duhul Sfânt. Amin. De aceea, în momentul când l-ai primit pe Domnul Iisus, nu trebuie să mai stări după Duhul Sfânt. În momentul când l-ai primit pe Domnul Iisus, Domnul Iisus îl aduce și pe Duhul Sfânt și vine și Tatăl. Odată cu Fiul vine și Tatăl și vine și Duhul Sfânt slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt se primește, repet și voi tot repeta, că unii au nevoie să audă asta. Duhul Sfânt se primește prin credință, nu prin stăruință. Duhul Sfânt se primește prin venirea lui Iisus Hristos în viața noastră, slăvit să fie Domnul. Însă, odată ce am devenit templul Duhului Sfânt, nu uitați, noi am devenit templul Duhului Sfânt. Știți care este diferența dintre un templu și un garaj? Cred că știți majoritatea. Templu înseamnă ceva curat. Amin. Garaj. Azi a fost la un garaj. Un servis, toate. Mizerii. Mecanicii. Înămoliți de sus până jos de ulei. Ăsta e garajul. Templul însă. Uite că aici, curat. Amin. Amin. Și fără buze. Cum au unii ori, mai vin și ăsta. Asta este diferența între un templu și un garaj. Templul înseamnă curăție. Ei, când eu am devenit templul Duhului Sfânt, și ce înseamnă? Că trebuie să-L păstrez cum? Alo? Cum? Curat. Ziceți toți curat. Ior, zi curat. Zi curat. Așa. Liliu, zi și tu curat. Sora Ana. Curat. Așa, draga mea. Așa. Paula. Amin. Amin. Cristi, Sfinte. Curat. 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 Ei, asta înseamnă templu. Sunt curat. Și trebuie să mă păstrez curat. Știți ce îl întristează pe Duhul Sfânt? Când templul devine garaj. Când templul devine cocină, aia tare îl întristează. Să vă dau o veste bună.
Și vestea bună este extraordinară. Păcatele îl întristează pe Luță. Ca să fiu clar. Păcatele de orice culoare, sau păcatul de orice culoare, îl întristează pe Duhul Sfânt. Și când vorbesc de păcat, nu mă refer numai la păcate sexuale. Că noi, în general, avem impresia că păcatele sunt doar alea sexuale. Sigur, alea sunt mari printre cele mai mari. Sunt alea sexuale. Din cauza aceasta, Dumnezeu și Biblia, alea le amendează și le penalizează cel mai aspru și cel mai urât. Însă vă rog să rețineți, orice păcat este păcat. Amin. Amin. Orice păcat este păcat. Și Biblia spune foarte clar, ca să ne reducă pe toți și să ne smerească, să ne umilească, Biblia spune că plata păcatului este moartea. Ceea ce îl întristează pe Duhul Sfânt sunt păcatele. Ceea ce îl întristează pe Duhul Sfânt sunt păcatele. Dacă suntem templu Duhului Sfânt, trebuie să ne păstrăm curați. Și asta depinde de mine. Amin. Domnule, ești necăsătorită? Necăsătorit, te păstrezi, dacă ești templu, te păstrezi curat. Dacă ești cocină, dar unde este Duhul Sfânt prezent, eu sunt templu. Amin. Amin. Și trebuie să îmi păstrez templul curat. Eu urăsc mizeria. Domnilor, o urăsc. Nu suport. Îmi place curățenia. Și mă gândesc, dacă mie îmi place, bine, mie nu sunt fanatic. Dar, ca să înțelegeți realitățile. Însă, m-am gândit așa, dacă mie îmi place curățenia, cât de mult îi place Duhului Sfânt curățenia. Dacă mie un simplu om, un om imperfect, ca la toți, cred că la toți ne place, adică sper că la toți să ne placă curățenia. Și dacă nu vă place curățenia, veniți la consiliere. Se rezolvă, dar costă. Însă, fraților, dacă mie un om imperfect îmi place curățenia, cu cât mai mult îi place lui Dumnezeu curățenia. Amin. Amin. Doamne, dă-ne tuturor. Amin. Dar auziți acum. Partea frumoasă, știți care este? Că dacă l-am întristat pe Duhul Sfânt, există soluție. Și care? Mărturisirea. Mărturisirea păcatelor și pocăința. Amin. Amin. Dar când Duhul lui Dumnezeu este întristat, adică când tu trăiești în păcat accidental, adică din accident în accident. Știi? Ați văzut vreun șofer de mașină mică sau mare? Care cum vede o mașină? Bam! În ea, știi? Mai face. Mai trece și sunt 1000 de mașini pe aici, în urmă. Și trece pe lângă una. Bum! Mai încă. Bum! Ăla imediat îți dai seama că e dement. Ori beat, ori drogat, ori ceva. Știi? În viața creștinului există accidente. Dar fii atent. Când accidentele sunt prea multe, se ridică un mare semn de întrebare. Dacă ești cocină, garaj sau templu. Însă frumusețea Dumnezeului nostru, știți, când vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de Duhul Sfânt. Ce înseamnă Duhul Sfânt? Înseamnă cineva sfânt. Și când Duhul Sfânt locuiește în mine, când Duhul Sfânt locuiește în mine, eu mă silesc să trăiesc în sfințenie. Pentru că Duhul Sfânt înseamnă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt înseamnă Dumnezeu în mine, Duhul Sfânt înseamnă Hristos în noi, nădejdea slavei, glorie Dumnezeului nostru. Când însă am făcut accidental păcat, am obligația să mă mărturisesc și să mă pocăiesc. Pentru că în momentul când cineva a făcut un accident, accidentul în general se face din neveghere. Din neveghere. Săptămâna trecută am avut un incident cu poliția română. Nici mi-am spus soției mele că n-am vrut să o întristez. Aude acum, dar nu-i vreți modestul. Ca să nu se întristeze. A fost incident. N-a fost accident. Dar știți de ce, în general, se fac accidentele din neveghere? Din cauza asta se fac accidentele. Și ce conduceți, cam știți la ce mă refer. Și eu am permis auto de la 18 ani.
Păi, și bun șofer sunt câteodată. Câteodată sunt bun șofer, că de-aia am tot rezistat pe șosele atâția ani. Încă îmi face plăcere să conduc, mă relaxează, să vedeți nevastă mea când conduce ce fericită este. Când eu conduc, nu-i place deloc. Dar, mă rog, nu-i mai place. Dar acum, de când așa, e foarte pretențioasă și numai ea conduce bine, în rest toți nu conducem bine. Însă, știi ce am, știi ce am sezat? Că în momentul când am făcut un accident, când mă urc din nou la volan, sunt cum? Foarte atent. Când am făcut un accident și am scăpat, mă rog, s-a terminat. Mare, mic, s-a terminat. Când mă urc la volan, sub nicio formă, nu mă gândesc să dau iarăși prima mașină. Că dacă gândești așa, te arestează așa. Și faci așa, te arestează. Înseamnă că nu ești bun. N-ai ce căuta într-o mașină și la volan. În fața volanului. Când accidental am căzut într-un păcat. Și îmi dau seama că e păcat, că Duhul lui Dumnezeu mă mustră. Este imposibil când m-am mărturisit și m-am pocăit să caut imediat să mai fac un accident. Să mai fac un păcat. Amin. Alo? Amin. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în mine, eu sunt templu. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu este în mine, eu sunt cocină sau, mă rog, garaj. Garaj un pic mai stilat, mai. Dar tot mizerie înăuntru. Ori în cocină, ori în garaj. Mizerie. Alt tip de mizerie, dar tot mizerie. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne îndeamnă și ne spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și auziți cum putem să îl întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zice așa Scriptura. Lăsați-vă de minciună. Deci fii atent. Și Pavel ne dă câteva păcate care îl întristează pe Duhul Sfânt. Și lista o mai găsim și în alte părți din Noul Testament. Când minți, îl întristezi pe Duhul Sfânt. Amin. Și Ioan, în Apocalipsa, are o revelație a cerului, se deschide cerul și ne spune așa, că mincinoșii nu vor pupa cerul. Nici nu vor vedea. Fraților, să nu ne jucăm cu minciuna. Biblia ne zice și ne poruncește, Dumnezeu ne poruncește. Și dacă sunt templu și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine, eu voi spune adevărul, dar oricum, în dragoste. Nu voi minți, nu voi trăi minciună și când voi spune adevărul, nu spun oricum, îl spun în dragoste. Unde este Duhul lui Dumnezeu, spun adevărul în dragoste. Unde nu-i Duhul lui Dumnezeu, pot să spun adevărul, dar adevărul acela are scopul să rupă, să distrugă, să ucidă, să trimită în iar, să întristeze, să defăimeze. Când Duhul lui Dumnezeu mă controlează și mă las controlat de Duhul Sfânt și când Duhul, când am părtășie cu Duhul Sfânt și nu vreau să-L întristez pe Duhul Sfânt, eu voi trăi în adevăr. Amin. Amin. Voi trăi în adevăr. Doamne, ajută-mi în aceasta. Și auziți încă ceva care îl întristează pe Duhul Sfânt. Zice așa. Să nu, zice, să nu vă enervați. Să nu vă mâniați. Să nu vă mâniați. Să nu vă mâniați. M-am tot gândit. De ce să nu mă mâniți? E așa de fain să te mâni. E așa de bine să te mâni, știi? Și așa de bine să te enervezi. Să vezi cum crește mie tensiunea când mă mâni. Pa! Deja vă rog să vă purtați frumos cu păstorii, cu am fost în să știți că nu l-am pus pe fratele Nuțu să zică ce a zis. Este călăuzirea strictă de la Duhul lui Dumnezeu. Însă, de ce ne zice Dumnezeu mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele? Deci, enervați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră. Știți? Există chiar și o mânie sfântă și noi avem dreptul să avem din când în când mânia sfântă. Mânia sfântă, în general, apare în momentul când cineva păcătuiește și eu văd și mă mâni și nu-mi place. Însă și acolo trebuie să fim foarte atenți. Domnul Iisus a mâniat în templu și a luat biciul. Noi avem dreptul să suferim din când în când de mânie sfântă, dar nu avem dreptul să luăm biciul. Unul singur a avut dreptul să ia biciul și acela a fost Iisus Hristos, glorie Lui. Noi avem alte drepturi. Am dreptul să mă mâni cu
cu mânia sfântă, când văd pe cineva făcând un păcat și eu trebuie să iau atitudine. Când văd pe fratele meu săvârșind un păcat, trebuie să mă duc la el să iau atitudine. Dar fii atent. Și când mă mâni și văd pe cineva, știi că păcătuiește și mai văd pe la așa la televizor, bine, în biserică nu se întâmplă asta. Când mai văd însă pe la televizor, știi, pe cât eu așa mă turbur și mai văd câte un homosexual, câte un lesbian, mă turbur până dincolo. Și mai văd pe câte un desfrânat, mă turbur până dincolo. Dar Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. E foarte sensibilă treaba asta. Și îl văd câteodată pe Mircea Borza, știi? L-am văzut de zile trecute mâniindu-se, dar n-a păcătuit, știi? A fost șansa lui. Așa. Dar mai văd pe câte un frate câte o soră se mânie și nu păcătuiește, știi? Și trece. E foarte sensibilă chestiunea cum să te mânii, dar să nu păcătuiești. De ce credeți că Duhul lui Dumnezeu ne zice cel ce l-a inspirat pe Pavel să scrie Efeseni 4:30 și restul versetelor? De ce credeți că Duhul lui Dumnezeu zice mâniați-vă și nu păcătuiți să nu pună soarele peste mânia voastră? Și când mânia ta e sfântă, ea n-are voie să stea mai mult decât câteva minute în viața ta. Ca altfel, devine nesfântă. Să zice el, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. De ce? Ca să nu dați prilej diavolului. Și ce faci când te mânii și ține prea mult mânia aia, neiertarea aia, mânia aia, ciuda aia, invidia aia, știi? Ține prea mult pe fratele tău și pe soarele ta? Dacă apune soarele, deci dacă trece un pic mai multă vreme decât normal, îi dai voie diavolului să se strecoare în ființa ta prin mânia aia, prin ciuda aia, prin invidia aia, prin neiertarea aia, știi? Și îi dai prilej diavolului. Și în momentul când nu vrei să ierți, în momentul când nu vrei să renunți inclusiv la mânia aia, chiar dacă ai avut tot dreptul să te mânii, și chiar dacă mânia ta aia a fost sfântă, în momentul când nu renunți repede la ea, și ce faci? Mânia aia sfântă se transformă în mânie demonică. Exact aia se întâmplă. Mânie demonică. Pentru că îi dai ocazie diavolului să te folosească. Și în momentul când nu vrei să renunți la mânie, în momentul când nu vrei să renunți repede la mânie, îi dai prilej diavolului și îi spui așa, diavole, iată-mă, sunt al tău, a ta, fă ce vrei cu mine. Asta se întâmplă în momentul când nu vrei să ierți. Asta se întâmplă când ai un dinte împotriva cuiva. Asta se întâmplă când ai ceva împotriva cuiva. Și chiar dacă ai ceva împotriva mea, același lucru este. Că-i păstor, că-i diacon, că-i frate, soră. Când ai ceva, o mânie ascunsă acolo, care n-ai nici curaj să o verbalizezi, problema nu e a mea, e a ta. Trebuie să mă pocăiesc urgent. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Trebuie să ne pocăim urgent când vine mânia. Pentru că, fraților, mânia îl întristează pe Duhul Sfânt. Resentimentele îl întristează pe Duhul Sfânt. Și în momentul când îl întristez pe Duhul Sfânt, nu mai am părtășie cu Duhul Sfânt. Când am părtășie este cu Duhul Sfânt, am puterea Duhului Sfânt, am călăuzirea Duhului Sfânt, am sfințirea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Mâniați-vă și nu păcătuiți și imediat închei. Auziți aici încă ceva este pe listă. Deci este mult dați prilej diavolului prin mânia voastră. Atenție, nervoșii. Deci cine fura să nu mai fure. Atenție, potișorii. Cine fura, fiți atenți, lucrurile acestea se întâmplau în biserică. Pavel scrie asta, Pavel scrie asta, epistola asta este către o biserică adresată. Și ce ne spune Apostolul Pavel? Zice, cine fura, să nu mai fure. Dom'le, dacă te-a amăgit diavolul, știi, și ai furat. Pocăiește-te. Returnează banii. Și nu mai fura. Amin. A avut niște amici buni în Australia și ea, după ce s-a pocăit, s-a dus într-un magazin și a furat. Într-un supermarket de la mare și cum ispita, știi, să iei un bec, să iei o floare, să iei un baș, iei o ciocolată, știi, și să... Știi că la unii vine la
cleptoman din ăștia, vine ispită de gen. Cleptoman, lider la care fură, dar nici nu are nevoie. Are acasă, de el tot fură. Că, păi, ce se face? E drag acolo, știi, și fură. Na. Știi ce a făcut? A furat. Și nu știu ce a furat, nu mai știu, dar a venit și mi-a mărturisit. După ani de zile, însă, ani de zile n-a avut pace, pentru că a furat. Și nu știu, a furat ceva. Ce se poate fura? Nu se poate fura foarte mult din magazinul ăsta. Mă rog, decât dacă ai albă și mâncherit. Și a furat. După 5 ani de zile de luptă, femeie, am zis că bărbații, da, da, asta era femeie. După 5 ani de zile de luptă, s-a dus înapoi la același magazin, și a mărturisit. Și a spus, vreau să vorbesc cu șeful. Și când vânzătoarea a auzit că asta vine să mărturisească, că în urmă cu 5 ani de zile a sustras din magazin un nu știu ce obiect și l-a furat, așa a rămas casiera. Și s-a dus și l-a chemat pe șeful de magazin și a luat-o ăla acolo, a vorbit cu ea, s-a întâmplat în urmă cu 5 și după 5 ani de zile. Da. Deci îmi pare rău, deci eu sunt creștină și un creștin nu poate să facă așa ceva. Și după 5 ani de zile, zice, am fost mereu consumată de păcatul acela și mi-este rușine și am ales să mă turistesc și vreau să-l plătesc. Și când șeful de magazin, magazin nu are, ar fi un real, un metru din ăsta mare, a văzut gestul ei, a spus, Doamne, niciodată de când sunt eu șef aici de 15 ani, nu mi s-a întâmplat așa ceva. Zilnic se fură din magazin. Dar niciodată nimeni n-a venit să mărturisească, să fie dispus să plătească. Duceți-vă și la revedere. Mulțumesc că ați avut bunul simț și îndrăzneala să veniți însă să mărturisiți, că ați furat nu știu ce. Cine fura, să nu mai fure. Pentru că asta îl întristează pe Duhul Sfânt. Amin. Însă când mă pocăiesc, intru din nou în părtășie cu Duhul și când ființa mea este templu și nu este cocină sau garaj, Duhul lui Dumnezeu îmi dă putere și îmi dă călăuzire, slăvit să fie Domnul. Și încă ceva. Zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Fii atent. Cuvintele stricate îl întristează pe Duhul. Fii atent. Duhul Sfânt nu pleacă de la tine când îl întristezi. Duhul Sfânt, când tu păcătuiești, nu pleacă. Doar se întristează. Asta este frumusețea noului legământ. Că atunci când ai păcătuit accidental, atunci când ai păcătuit, Duhul nu pleacă, dar se întristează. Asta este diferența între Vechiul Legământ și Noul Legământ, între Vechiul Testament și Noul Testament. Duhul Sfânt, odată ce vine și m-a pecetuit pentru totdeauna, până pe ziua răscumpărării, inclusiv în ziua aceea. Amin. Adică sunt marcat, sunt ștampilat, sunt pecetuit pentru ziua răscumpărării, slăvit să fie Domnul. Amin. Însă răntristesc pe Duhul și viața mea nu mai are niciun pic de bucurie. Când vorbesc curând, când înjur, când sudui, când afurisesc, când vorbesc porcos, când întristez pe Duhul, atenție! Ce ne iese din gura? Dacă sunt templu, voi fi atent. Dacă sunt cocină, se poate orice. Și versetul 31 spune așa, orice amărăciune, orice iuțime, fie de astea, le întristează pe Duhul. Atenție amărăciunile, atenție iuțimile, mâniile, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Asta am strigat mai tare să vă treziți în ziua. Să piară din mijlocul vostru. Amin. Dar de ce să piară? Pentru că îl întristează pe Duhul Sfânt. Deci, fraților, surorilor, puterea părtășiei cu Duhul Sfânt este senzațională. Este uimitoare. Știți care este motivul pentru care am primit Duhul Sfânt, fraților? Știți care este rolul Duhului Sfânt în viața noastră? Să-L slăvească pe Iisus Hristos. Amin. Știți când sunt în părtășie cu Duhul Sfânt? Când tot ceea ce fac, vorbesc, gândesc, modul în care mă îmbrac, în modul atitudinii, modul în care privesc, știi că privirea este foarte șmecheră.
abism spiritual. Și ce e aia? Și ce înseamnă asta abism? Un om care are probleme cu ochii și se uită toate părțile. Asta este strabism. Nu-i pe ochi. Îi se mișcă ochii. Asta, exact așa sunt unii bărbați. Băieți. Doamne. Spre fete. Cum apare în fară? Exact așa sunt unele fete. Tot cu strabism spiritual. Cum apare un băiat? Bine, nu-l lasă. Doamne, biserica. Doamne, păzește. Doamne, păzește. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă foarte atenți să fim înțelepți și să nu îl întristăm pe Duhul Sfânt. Amin. Pentru că suntem percepuiți. Doamne, ajută-ne să avem părtășie cu Tine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea cu Duhul Sfânt să fie cu voi și în voi, zice Apostolul. Și să încheiem momentele acestea de studiu, de părtășie și plecând de aici să rămânem în părtășie și în împărtășire cu Duhul Sfânt. Adică în dragoste, în prietenie, în respect față de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că doar când vom fi în împărtășire. Și ce înseamnă să fiu în împărtășire? Și ce înseamnă să fiu eu în împărtășire cu Liviu Neagoie, cu Dorin, cu Ana, cu tante Elvira, cu Damaris, cu Adina, cu oricine aici. Și înseamnă să fiu în împărtășire. Să fiu într-o legătură bună. Să fiu într-o legătură sfântă. Să fiu într-o legătură de prietenie totală. Asta înseamnă împărtășire. Să nu existe între noi nicio umbră de ceva. Și totul să fie lumină și totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta.